Motivul pentru care Silviu Prigoană și-a rezolvat din timpul vieții problemele cu împărțirea averii. Bă, nu mai moare tata să-l moștenesc. Silviu Prigoană a murit pe neașteptate, imperiul construit de acesta urmând să fie moștenit de urmași. Și cum luptele pentru avere sunt la ordinea zilei chiar și în familiile modeste, care nu au prea multe de împărțit, Silviu Prigoană a vrut să evite acest lucru și și-a pus ordine în moștenire. Cel puțin așa mărturisea într-un interviu mai vechi susținând că averea trebuie împărțită în timpul vieții la copii. Se pare că Silviu Prigoan a fost atât de precaut pe cât susținea că este și a împărțit deja ce era de împărțit încă din timpul vieții, astfel încât copiii să nu ajungă să-i dorească moartea. Afaceristul a și explicat cât au primit cei patru copii din agonisia la sa de viață. Averea trebuie împărțită în timpul vieții la copii, trebuie să le dai ce merită. Să nu se ajungă în situația în care au ajuns frații Dolănescu e umilitor pentru frați, după ce un părinte dispare, să te duci pe la tribunale și să împarți toată averea pe la avocați. Copiii nu trebuie să-și dorească moartea părinților. Eu știu cazuri, copii care au deja 50 ani, cu părinți bătrâni foarte bogați, cărora le doresc moartea. Bă, nu mai moare tata să-l moștenesc. Văzând la alții, am tăiat de la rădăcină chestia asta. Am dat copiilor mei ce li se cuvine. Totul, prin note testamentale, bunuri mobile. Și fiecare copil al meu a avut a patra parte din munca mea, spunea regretatul om de afaceri, potrivit star popular. Silviu Prigoană era agnostic. Silviu Prigoană nu avea o relație prea strânsă cu biserica. Asta deși a avut aproximativ 100 de fini, a cununat și a botezat ani la rând în casa Domnului. Cu toate astea, a susținut în repetate rânduri că nu îi sunt pe plac preoții și bisericile pentru care o relație directă cu divinitatea